Alexandru Bârsan, reprezentantul firmei Gamma din Sibiu, un producător sibian cu 30 de ani vechime, care se alătură campaniei produs în Sibiu, pentru că înțelegem cât e de important să sprijinim producătorii locali. Sunt două lucruri, două valori care îmi dau încredere în produsele fabricate în Sibiu. Unul este tradiția, iar al doilea este bunul simț ardelenesc. Așa că vă îndemn să cumpărați produse fabricate în Sibiu, pentru că nu veți da greș cu siguranță. Bine ați venit la Marpol, pe Valea Hârtibaciului, în Transilvania, unde luăm tot parfumul florilor de pe dealurile frumoase și la fel savoarea fructelor și le transformăm în gemuri, dulcețuri, siropuri, le punem în sticluțe și în borcanele și aducem gustul copilăriei. Bine te-am găsit. Ne-am bucurat să venim așa fix din fața Bisericii Evanghelice, în poarta ta, aproape de vatra istorică a satului. Ce faci aici, în curtea asta frumoasă? Da. Uite, mă inspiră și biserica, și natura, și toți pomii fructiferi pe care i-am în grădină, dar nu numai ei, toate dealurile cu flora spontană, care pur și simplu nu reziști, da? Nu reziste, așa că vezi ce bogăție avem în natură, da. Așa, e plin de saltâmi în floare acum, socul stă și el să pleznească și încep activitatea, da? Da, tu produci și te cunoaște lumea pentru tot ce înseamnă dulcețuri, gemuri și siropuri. E o varietate incredibilă pe care o găsim la tine. Ai întotdeauna o ureche, zic așa, ascult sezonul, nu? Da. Da, trebuie să spun că liniștea de aici și atmosfera chiar mă inspiră pentru toate aceste combinații pe care le fac. Da, cumva în perioada de abundență, atunci când avem fructe, stai, culegi și prepari și apoi în timpul iernii îți mai lași câteodată să prepari și în timpul toamnei și a iernii, nu? Numai fructele de sezon. Deci toamna și iarna, întotdeauna mere, pere, care sunt de sezon și peste iarnă, soiurile care se păstrează peste iarnă. Ce facem azi? Ce ne pregătește azi? Umplu de parfum și de savoare, sigur, niște sticluțe. Urmează să fac un sirop de salcâm, care este ca și mierea de salcâm, aproape. Concurează cu mierea, ca gust și ca parfum. Și după aceea, probabil că o să-l mai combin din când în când. Deci luăm florile de salcâm, ca și florile de soc, se culeg după ploaie. După ploaie, ele sunt lipsite de micile insecte care eventual le vizitează și se cuibăresc acolo, extrăgând ceea ce și nouă ne place, polenul. Așa. Și vin cu ele în laborator, după ce au fost alese fir cu fir, ca să nu avem frunze sau insecte. Ai o diversitate extraordinară de produse. Ce te inspiră? Cum faci combinațiile? Combinațiile le fac pe loc și inspirația îmi vine pe loc. Ideea e că niciodată nu ajunge în borcan, în borcanele, atâta timp cât consider eu că nu e ceea ce am intenționat să fie. Unde găsesc oamenii produsele tale? Unde le pot cumpăra? Fiind un foarte mic producător, deocamdată la târguri, la Piața Transilvania, la Piața Huet, pe perioada verii, dar din fericire, din decembrie, mă găsiți și pe 9 mai, pe strada 9 mai, la Food Hub Sibiu.
gust de vară. Produs în Sibiu. Super bun. We'll be right back.